Slăvit să fie Domnul! Cuvântul Domnului pentru astăzi se găsește în Evanghelia după Matei, în capitolul 24, între versetele 13 și 14, unde cuvântul Domnului spune așa: Ucenicii lui au venit la el la o parte și i-au zis: Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestuia. Drept răspuns, Iisus le-a zis: Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu și vor zice: Eu sunt Hristosul, și vor înșela pe mulți. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă înspăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Și pe alocurile vor fi cutremure de pământ, foamete și ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ. Veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urâ unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de lege, dragostea celor mai mulți se va răci. Dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul. Amin. Mesajul de astăzi se intitulează Duhul Sfânt și necazul cel mare. În cuvântul care a fost citit, și nu numai în cuvântul acesta, și nu numai în Evanghelia aceasta, și în celelalte Evanghelii, Domnul Iisus ne spune că la sfârșit vor fi vremuri serioase și că noi trebuie să fim pregătiți să întâmpinăm astfel de vremuri. Să fii creștin înseamnă să întâlnești multe probleme, necazuri, încercări sau lupte. Să fii necreștin înseamnă să întâlnești sau să ai mai multe probleme. Necreștinii au și problemele de care creștinii prin Harul Domnului au scăpat. Noi suntem aici pentru a rezolva problemele. Iisus, Mântuitorul Lumii și Mântuitorul nostru, s-a răstignit pentru noi, nu ca să ne scape de suferință, ci ca să ne scape de iad. Când apar problemele în viața noastră, să nu fim dezamăgiți pe Dumnezeu, să nu dăm vina pe Dumnezeu și să nu părăsim biserică. Firea nu avea probleme, dar noi nu trebuie să umblăm în fire, ci în Duhul, așa cum spune cuvântul Domnului. Și în versetul cu numărul 4, prima problemă sau prima caracteristică a vremurilor de pe urmă, a necazului cel mare, este înșelătoria. Întotdeauna s-a mințit, dar niciodată nu s-a mințit atât de mult și atât de agresiv, de insistent, de continuu și de iscusit ca astăzi în absolut toate domeniile. Nu numai în domeniul politic, nu numai în domeniul economic de afaceri, nu numai în mass media, ci și în mediile așa zise religioase deopotrivă. Minciuna este un adevăr spus ca și când ar fi adevăr. Și Domnul Iisus ne avertizează: băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Astăzi mai mult ca niciodată înainte, este nevoie de darul acesta minunat, Duhul deosebirilor, adică darul deosebirii duhurilor. Să avem un foarte bun discernământ ca să deosebim bine, binele de rău și răul de bine, și să deosebim bine stânga de dreapta noastră și dreapta de stânga.
într-o vreme în care binelui îi se spune rău și răului se spune bine. Și într-o vreme în care răului cel mai rău îi se spune binele cel mai bun și într-o vreme în care binelui cel mai bun îi se spune răul cel mai rău. Și să ne pocăim neapărat și de idolii religioși. Sunt mulți în bisericile noastre care au ridicat în inimile lor mai presus de Domnul și de cuvântul Domnului, cuvântul și numele diversilor, pastori, preoți, teologi, predicatori, evangheliști, proroci și așa mai departe. Un singur nume este dat omului sub soare să se mântuiască și numele acesta este Iisus Hristos. Spune că vor înșela pe mulți cei care vor veni în numele Domnului și vor zice eu sunt Hristosul. Cea de-a doua caracteristică, având în vedere împrejurările care sunt și împrejurările care se anunță, spune vedeți să nu vă înspăimântați. Altă caracteristică specifică vremurilor în care ne găsim este spaima sau groaza sau frica de toate felurile. Iisus nu ne cruță de greu, nu ne cruță de vremurile de pe urmă sau de necazul cel mare, dar ne spune că ne ajută să nu ne fie frică. El, Prințul Păcii, va rupe frica din noi. Dacă suntem ai Lui, îl iubim și știm că El este cu noi în fiecare zi și ne încredem în totul, totului tot în El. Și o altă precizare foarte importantă spune toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, adică au un rol, au un rost extrem de important în planul lui Dumnezeu cu privire la sfârșitul veacurilor. Și în versetul cu numărul 9 spune, atunci vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omori. Când atunci, când un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocurile vor fi cu tremure de pământ, foamete și ciumi. Și în aceste împrejurări dramatice, cum în general de-a lungul timpului în istorie, s-au găsit mereu și mereu țapii spășitori. Spune că atunci, în aceste împrejurări, în acest haos, în această groază nemaipomenită, vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omori. Mai întâi să fim chinuiți și după aceea să fim omorâți. Pentru că în chinurile teribile pe care le vor aduce asupra noastră, să hulim numele lui Dumnezeu, să ne lepădăm de El. Și fie că se leapădă oamenii, fie că nu se leapădă, unii din copiii Domnului sunt rânduiți să primească și darul acesta minunat, al mărturisii pe Domnul cu sângele lor și cu viața lor, după cuvântul care spune despre înaintașii noștri că nu și-au iubit viața până la moarte. Și veți fi urâți de toate neamurile pentru numele meu. Noi am fost urâți de-a lungul timpului, spre exemplu în secolul al XX-lea, când au murit peste 20 de milioane de copii ai Domnului. În secolul al XX-lea am fost urâți, spre exemplu, sub naziști, de către naziști, sub comunism, de către comuniști în Orient, de musulmani, dar niciodată copiii Domnului n-au fost urâți de toate neamurile pentru numele Iisus. Și va veni și vremea aceasta care nu iese departe, când omenirea se va poziționa, fie pentru Iisus și numele Lui, fie împotriva Lui. Necazul cel mare va fi o extraordinară oportunitate pentru Biserica lui Hristos de a-L mărturisi întregii lumi pe El, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, și în necazul cel mare se va face cea mai mare evangelizare cunoscută vreodată pe pământul acesta. Spune în Apocalipsa, în capitolul al 3-lea, versetul cu numărul 8,
știu faptele tale. Iată că ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Ai puțină putere, dar ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Două lucruri foarte, foarte însemnate și pentru noi în vremurile acestea de pe urmă. Mai întâi zice, ai păzit cuvântul meu. Și asta este ca la închisoare, gardienii. Păzesc cu strășnicie să nu iasă niciun deținut din închisoare, dar nici să nu intre vreun intrus din afara închisorii. Așa și noi să păzim cuvântul Domnului, să nu scoatem nimic din cuvântul Domnului și să nu adăugăm nimic la cuvântul Domnului și să luăm foarte în serios tot cuvântul Domnului. Zice, ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Și două versete după aceea zice, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, și eu te voi păzi, nu că te voi răpi. Te voi păzi de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Asta fi marea și minunată încercare de la urmă. Lumea se va poziționa, fie pentru Iisus, fie împotriva lui Iisus. Este vorba despre numele Domnului, despre numele Iisus. Și după aceea zice, iată eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cunună. Și versetul următor, pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu. Și tot în cartea Apocalipsa, în capitolul al 7-lea, ni se spune că au venit în cer oameni din toate semințiile, din toate popoarele, limbile și neamurile, și o mulțime mare pe care nimeni nu putea să o numere, stătea cu ramuri de finic în mâini și slăveau pe Dumnezeu. Și un bătrân din cer a întrebat, cine sunt aceștia și de unde vin? Și tot el a răspuns, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au curățit, și-au albit hainele în sângele mielului. Și acum, dacă este o mulțime mare pe care nimeni nu poate număra, 100.000 numărăm, 1.000.000 îi numărăm, dar 1.000.000.000 nu-i numără nimeni. Cum a fost și cu profetul Daniel, el se închina Domnului în fiecare zi de 3 ori, cu fereastra deschisă înspre Ierusalim. Asta înseamnă o permanentă disponibilitate la ceea ce Dumnezeu avea să-i spună și să facă în inima lui și cu viața lui. Schimbările binecuvântate treaptă după treaptă. Și a venit un edict împărătesc, cum o să vină și peste noi cât de curând, un edict din acesta mondial. Și edictul împărătesc spunea, nimeni să nu se mai închine altcuiva decât împăratului. Și spune că Daniel a intrat în casă, a încuiat ușa după el și s-a închinat Domnului ca mai înainte. Și a venit groapa cu lei și Dumnezeu nu l-a răpit înainte în cazul acestuia mare, atâta doar că a fost cu el în groapa cu lei și a închis gura leilor. Și prin acest necaz mare care a venit peste Daniel, s-a făcut cea mai mare evangelizare. Împăratul, uimit de minune pe care a făcut-o Dumnezeul lui Daniel, a dat porunc întreg ținutul să se închine Dumnezeului lui Daniel, singurul Dumnezeu adevărat. Așa a fost și cu cei 3 tineri aruncați în cuptorul cu foc. Prin necazul acesta mare, cuptorul cu foc, Dumnezeu i-a scos cu braț puternic de acolo și s-a făcut și prin ei o mare evangelizare, cea mai mare evangelizare. 127 de ținuturi peste care era împăratul împărat sau stăpân au aflat despre Dumnezeul cel viu și adevărat. Vă vor da să fiți chinuiți și vă vor omorâ și veți fi urâți de toate neamurile din pricina numelui meu. Dacă vrem o viață de biruință după model biblic, trebuie să vrem să trecem prin aceasta. Nu trebuie să fugim de felul acesta de suferință. Copiii Domnului nu fug de conflict, ci fug în conflict.
aceasta va produce un mare rezultat și miliarde de oameni vor vedea mărturia noastră și vor zice ei cred cu adevărat ceea ce spun. Și aceasta va produce un mare seceriș. Cea mai mare oportunitate pentru Biserica lui Hristos și cea mai mare evangelizare cunoscută vreodată. Și acum o întrebare foarte importantă. Urmăm noi pe Domnul Iisus pentru cauza Lui, care înseamnă mântuirea lumii. Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Îl urmăm pentru cauza Lui sau pentru interese de un fel sau de un altul? Îl urmăm pentru că îl iubim cu adevărat și prin el ne iubim și semenii? Satana urăște dragostea, deoarece el nu poate iubi. Nu este în natura lui. El poate organiza, poate descoperi sau face chiar semne și minuni mari, cum spune în Biblie. El vrea ca în aceste vremuri de pe urmă, mai mult ca orice, el vrea creștini pasivi și paralizați din punct de vedere duhovnicesc. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Aceasta va atrage oamenii la Dumnezeu în timpul care vine. Pentru că dragostea aceasta cu chip dumnezeiesc este cea mai mare putere spirituală a copiilor lui Dumnezeu. Credința noastră va fi încercată, cum spune și Apostolul Petru în cea din 1 Epistolă, capitolul 4, versetele 12 și 13. Și tot el ne spune că trebuie să ne bucurăm când suntem încercați sau probați în diferite feluri. Ce spunem noi despre vremurile în care suntem și care ne stau în față? Care este poziția noastră? Care este atitudinea noastră? Trebuie să fie bucuria în Duhul Sfânt. Cum zice Apostolul Petru, să ne bucurăm când credința noastră este probată sau încercată într-un fel sau într-altul. Împărăția lui Dumnezeu, iubiți frați și iubite surori, și tineri, și copilași, și oameni maturi deopotrivă, nu este mâncare și băutură, cum ne învață slujitorii satanei care se prefac în slujitorii neprihănirii și care strecoară mereu și mereu pe furiș erezii nimicitoare și, din păcate, mulți îi urmează în amăgirea și în înșelătoria lor. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, cum zic acești slujitori ai satanei, cu Evanghelia prosperității, Evanghelia pozitivă, Evanghelia bunei dispoziții și alte urăciuni de felul acesta. Împărăția lui Dumnezeu este mai întâi neprihănire, asta produce pace, și neprihănirea, mână în mână cu pacea, produce bucuria Duhului Sfânt, care nu ține seama de împrejurări. Mă bucur, s-a terminat cu bucuria, și vine de sus, vine din cer, vine de la Dumnezeu. Și mai departe, versetele 10 și 12. Atunci mulți vor cădea, se vor vinde unii pe alții și se vor urî unii pe alții. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Și din pricina înmulțirii fără de legi, dragostea celor mai mulți se va răci. Un climat duhovnicesc tragic, dureros, îngrozitor chiar. Fără de legi, profeți mincinoși, creștini care se urăsc și se vând unii pe alții, dezbinare, ceartă și dragostea celor mai mulți se va răci. Și când dragostea adevărată dispare, vine dragostea falsă, cum spune în 2 Timotei, în capitolul al treilea, și anume, iubitor de bani, iubitor de sine și iubitor mai mult de plăceri decât de Dumnezeu. Asta este starea spirituală a tuturor bisericilor și în România și în Europa și peste ocean și în lumea întreagă. Să veghem ca adevărata dragoste să nu dispară
și dragostea noastră pentru Iisus și mântuirea lumii, asta aduce siguranță și îndatorire. Să fim creștini radicali și să vrem să trecem prin astfel de timpuri nu este ușor, dar este posibil. La Domnul totul este posibil, de asemenea și celui ce crede. În cartea Daniel, în capitolul 11, versetele 31, partea de la urmă, și versetul 32, partea de la început, spune așa. Va ademeni prin lingușiri pe cei care rup legământul. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Trebuie să ne adâncim în cunoștință, să ne apreciem unii pe alții, să mulțumim Domnului pentru biserică, să-i apropiem pe tineri, să-i antrenăm pentru lucrarea minunată Marele Seceriș care ne stă înainte. Și versetul cu numărul 13, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și versetul 14, Evanghelia aceasta a împărăției, nu a Harului, va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească drept mărturie, adică de mântuire tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul lumii. Aproape 20 ani în urmă, știți, într-un tunel la Paris, într-un accident teribil de automobil, a murit prințesa Diana, cea mai mediatizată persoană de pe glob în vremea aceea. Și am întrebat pe Domnul, Doamne, dar de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat? Și mergeam cu frumoasa mea nevastă înspre Timișoara, la slujbă, la adunare, la biserică. Și pe drum am intrat în benzinărie. Și chiar când am intrat în benzinărie, la televiziune se arăta slujba de înmormântare a prințesei Diana și crainicul spunea așa: acum, jumătate din locuitorii planetei urmăresc în direct slujba de înmormântare a prințesei Diana. În vremea aceea eram 5 miliarde pe tot globul. Deci, în direct, 2,5 miliarde de oameni urmăreau slujba de înmormântare a prințesei Diana și Duhul Sfânt mi-a spus, iată de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Dumnezeu vorbește prin acest eveniment în mod direct lumii întregi și spune așa. Tuturor oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Nu cum spun religiile păgâne, nu știu câte reîncarnări și alte lucruri de felul acesta. O singură dată, iar după aceea, vine judecată. Există un după aceea. Și vai de sufletul care nu este pregătit să treacă biruitor prin aceste două mari evenimente, și anume moartea și judecata. Și versetul următor zice, Hristos se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Când vor vedea toți oamenii cum merge în plin de curaj și bucurie, mărturisindu-L pe Domnul în necazul cel mare și pentru unii darul binecuvântat și la moarte pentru numele Iisus, își vor da inimile și viețile Domnului. Astăzi, cu o cameră de luat vederi, se întâmplă ceva într-un loc anume, se transmite imaginea înspre un satelit, satelitul respectiv o transmite celorlalți sateliți care sunt de jur împrejurul Pământului și instantaneu miliarde de oameni pot vedea dintr-o dată ceea ce se întâmplă într-un loc anume. Pregătire, pregătire, pregătire. Este un mare har și este o mare binecuvântare. Timpul acesta, criza aceasta aparentă în care suntem și prin care ne este dat să trăim, prin Duhul Sfânt, în necazul cel mare, să-L iubim pe Dumnezeu Tatăl Ceresc și să-I slujim prin Duhul Sfânt. Și tot prin Duhul Sfânt
să ne iubim unii pe alții și să ne slujim unii altora. Și tot prin Duhul Sfânt să le slujim semenilor noștri în această minunată oportunitate, hotărâtă nu atât de oameni, de un fel sau de un altul care ticluiesc în spatele ușilor închise fel și fel de grozăvii și de planuri, unul mai teribil decât celălalt, vremuri peste care domnește cu inimă bună cel preanalt, vremuri de mare binecuvântare. Orice ar fi, trebuie să fim curajoși și să lăudăm pe Domnul. Avem în Duhul Sfânt tot ce ne trebuie pentru a birui. Să nu trăim prin simțăminte, ci prin credință. Dacă Domnul spune că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, noi să credem din toată inima că trebuie să se întâmple și că au un rol, au un rost anume. Dacă trăim prin simțăminte, diavolul se poate juca cu noi cum vrea. Dumnezeu folosește împrejurări grele pentru a ne crește, pentru a ne întări și pentru a ne aduce tot mai aproape de El și de cerul binecuvântat. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, cu inimă bună, cu înțelepciune, cu veghere și cu har. Și acum, și în vremurile care ne stau înainte, și în ziua veșniciei sau până în ziua veșniciei. Amin. Oh.